Bună ziua! Astăzi vom continua cu șirul nostru de lecții cu privire la pregătirea pentru examenul de bacalaureat, sesiunea 2020 și la disciplina geografie și ne vom referi la subiectul relieful scoarței terestre. Care sunt delimitările conceptuale la acest subiect? Deci vom discuta despre unitățile de relief, clasificarea reliefului conform criteriul dimensional, ne vom referi la forme de relief create de procesele exogene și endogene, dar și la rolul scoarței terestre pentru componentele învelișului geografic. De ce avem nevoie de cunoștințe despre relieful scoarței terestre? Evident, pentru factorul abiotic, factorul climatic, dezvoltarea factorului ce favorizează dezvoltarea turismului, pentru favorizarea extracției substanțelor minerale utile. Care sunt criteriile de clasificare a reliefului? Deci, relieful se clasifică după criteriul dimensional, cât și după geneză. După criteriul dimensional, se clasifică în forme planetare. Din aceste forme planetare de relief fac parte bazinele oceanice, blocurile continentale. În forme majore de relief, din care fac parte munții, câmpiile, podișurile, dar și dorsalele mediu-oceanice, câmpiile abisale, și microformele de relief, care sunt ravenele, dolinele, dunele de nisip, barcane, morene, dar și faleze, lapiezuri. Le aveți aici în imagine, deci dorsalele mediu-oceanice, care sunt caracteristice și sunt forme planetare de relief, caracteristice bazinilor oceanice, munți, câmpii, podișuri, munți, podișuri, da, care sunt caracteristice formelor majore de relief, fosile abisale, și microformele de relief, avem aici ravena, duna și faleza. Acum vă propun un item din testul de bacalaureat, da, la acest capitol. Scrieți în tabel denumirea unităților de relief enumerate conform criteriului dimensional. Și avem aici Canionul Colorado. Vă propun un exemplu de item pentru examenul de bacalaureat. Preluat din examenul de bacalaureat. Scrieți în tabel denumirea unităților de relief enumerate conform criteriului dimensional. Canionul Colorado, Munții Carpați și Eurasia. Deci, Eurasia este o formă planetară de relief. Formele majore sunt munții, câmpiile și, în cazul nostru, avem aici Munții Carpați și formele majore, mezoforme de relief, sunt Canionul Colorado. Un alt exemplu. Avem două coloane în care noi ar fi trebuit să, în coloana A, să indicăm câteva categorii de forme de relief după criteriul dimensional, iar în coloana B, unele exemple de unități de relief. Scrieți pe linie din coloana A, prin asociere, cifrele din coloana B. Și iarăși, după criteriul dimensional, noi știm că fac parte formele planetare, majore și mezoformele, care forme de unități de relief le corespund din coloana B. Deci, Canionul Colorado este o mezoformă de relief, Podișul Braziliei este o formă majoră de relief, Oceanul Atlantic este o formă planetară de relief, Munții Cordelieri se referă la forme majore, iar dosarele mediu-oceanice se referă la forme majore de relief și avem continentul Antarctida care se referă la formele planetare de relief. În continuare vom merge și vom discuta despre care sunt formele majore de relief. Deci știm noi că formele majore sunt munții, podișurile și câmpiile. Din munții, care sunt principalele lor caracteristici, este o formă de relief ce depășește înălțimea de 800 de metri. Podișurile sunt forme de relief a căror interfluvii plane depășește o suprafață,
în suprafață versanții cu altitudini mai mari de 200-300 de metri și câmpiile sunt forme de relief joase, netede, puțin fragmentate, cu o înălțime de sub 200 de metri. Am mai spus în anterior că munții se mai clasifică după vârstă, munți vechi și munți tineri. Munții vechi sunt de regulă de orogeneză hercinică, caledonică și baicalică. Munții tineri sunt de orogeneză alpină. După geneză, munții se clasifică munți tectonici, care sunt cutați și de tip bloc, cât și în munți vulcanici și munți mixti. Mergem în continuare cu un item, da? Un exemplu de item din examenul de bacalaureat. Descrieți munții Alpi aplicând algoritmul indicat. Deci, inițial, ce facem noi? Identificăm unde se găsesc munții Alpi. Am identificat, da? Prin săgeată. Deci, trebuie să indicăm în ce orogeneză s-au format munții Alpi, analizând harta structurii scoarței terestre. Aici avem harta scoarței structurii terestre, da? Deci, am identificat iarăși munții Alpi. Și vedem noi în ce structură sau în ce regiune de orogen se găsește. Da? Am identificat culoarea, da? Regiuni de orogen noi, de vârstă cainozoică, da? Iar orogeneza este alpină. Indicați denumirea celui mai înalt vârf. În atlas el este indicat, scrie vârful Mont Blanc, da? Cu altitudine de 3807 metri. În continuare, să determinați coordonate geografice. La acest punct nu ne oprim, când ne-am oprit în lecțiile anterioare. Dacă este vorba despre latitudine, coordonate geografice, atunci ne referim la latitudine și longitudine. Doar o să spunem simplu, da, identificați și aveți oferit eroarea de un grad. Indicați un exemplu care reflectă rolul munților Alpi pentru activitatea umană, analizând harta economică și explicați. Deci, care ar putea fi rolul munților Alpi? Poate fi ca activitate turistică, da? Deci, practicarea sporturilor de iarnă, extracția resurselor naturale și altele. În continuare, un alt item, să identifică sistemul montan ce se întinde de-a lungul litoralului de est, al continentului Australia și indică denumirea sistemului montan. Ne-am identificat Australia, am identificat forma de relief montană din partea de est și vedem că aici se găsesc munții Marea Cumpenă de Ape. Vârsta geologică și sistemul al sistemului montan. Vârsta geologică, știm noi, că o identificăm în baza hărții scoarții terestre, da? Și aici ne este indicat, da? Că este de orogeneză veche, deci regiuni de orogen vechi, de orogeneză hercinică. Direcția generală de desfășurare a sistemului montan. Direcția generală de desfășurare a sistemului montan se determină în dependență de la cel mai înalt vârf spre partea mai joasă, da? Deci aici o să scriem că este de la sud-vest spre nord-est. Și următorul punct ține de coordonatele geografice. Un următorul item ține de să comparați două forme de munți, da? Două munți, conform criteriilor propuse în tabel. Și iarăși, ne întoarcem la faptul, identificăm acești munți pe hartă. După aceea, ce facem noi? Identificăm orogeneza, dacă știm că este cainozoic, este orogeneză alpină, așa, cât și munții Alpi, la fel, este de orogeneză alpină. Sunt tipul de munți după origine, sunt munți tectonici de tip bloc și munți tectonici de tip cutați. Clasificați munții enumerați în două categorii, după criteriul de vârstă, completând casetele libere din schema de mai jos. După acest criteriu de vârstă, știm noi că avem munți de tip vechi și munți de tineri. Da? Munții vechi
De regulă sunt cei care s-au format în orogeneza hercinică, caledonică și baicalică, iar cei tineri s-au format în orogeneza alpină sau sunt de vârstă cainozoică. Lucrul ăsta îl putem identifica în baza cui? Sigur că a atlasului, în baza hărții, harta scoarții terestre. Următorul tip de munți, da, ne ducem la de următorul tip de unitate de relief, câmpiile, se clasifică după diferite, sunt mai multe diferite tipuri, da? Câmpii de acumulare fluvială, eoliană, lacustră și maritimă, și tipuri de câmpii erozionale. Aceste câmpii de tip erozionale sunt modelate prin acțiunea mai multor agenți exogeni și ele sunt numite peneplene. Aici avem un exemplu de item, să clasificați câmpiile enumerate mai jos conform originii. Câmpia Amazonului, câmpia precaspică, câmpia Mesopotamiei și câmpia câmpia chineză, da? Cum pot eu, dacă ni sunt date criteriile, da? Câmpia de acumulare marină și câmpia de acumulare fluvială. Dacă ține de poziție, da? Deci se găsește în apropierea unei, da, mări. Este câmpie de acumulare maritimă, da? Avem aici câmpia chineză de acumulare maritimă. Dacă vorbim despre câmpia Amazonului, da? Se găsește în preajma unui râu. Câmpia Mesopotamiei, da? Este o câmpie de acumulare fluvială. Ceea ce am vorbit noi până acum a fost modalitatea de formare a reliefului datorită proceselor endogene. Da? Deci, data trecută am vorbit despre faptul că procesele endogene sunt mișcările tectonice, mișcările seismice și mișcările procesele magmatice. Deci, în continuare ne vom referi la cum se formează formele de relief, da? Sub acțiunea agenților exogeni. Deci, agenții exogeni acționează asupra scoarței terestre prin trei: eroziunea, transportare și acumulare. Deci, noi cunoaștem, da, și avem câteva procese: procesul gravitațional, procesele gravitaționale, deci influențează asupra formării, da, prin rostogoliri, prăbușiri, tasare, sufoziuni și alunecări de teren și avem forme de relief. În rezultatul rostogolirilor se formează râuri de pietre, conuri de grohotișuri, prăbușiri se formează forme depresionare, prin tasare și sufoziuni se formează goluri subterane, padine, gavane, crovuri, iar prin proces de alunecare de teren se formează hârtoapele. Următorul tip de relief, relief creat de apele meteorice, da? Prin proces de pluviodenudație se formează alveolele minuscule, iar prin procesul de șiroire se formează șanțulețe de scurgere și prin scurgerile torențiale sau eroziune lineară, rigole, ogașe și ravine. Un alt tip de relief avem relieful fluvial. Prin procesul de acumulare se formează câmpiile aluvionare, deltele, bancurile, insulele și plajele mici. Prin alt proces, da, tipuri, elementele văilor fluviale sunt albia majoră, minoră, majoră, conul de dejecție, versanții, terasele. Și se formează diverse tipuri de văi, văi de tip chei, văi de tip canion și văi de tip defileu. Relieful eolian, evident că se formează tot pentru aceste trei tipuri de procese, eroziune și acumulare. Deci, prin procesul de eroziune provocat de către vânt se numește coraziune, da? Și se formează forme de relief ca ciupercile eoliene, babele, coloanele și sfinxii.
prin procesul de acumulare euliană se formează dunele și barcanele. În continuare vă propun un exemplu de item pentru examenul de bacalaureat, da? Deci în coloana A sunt indicate câteva tipuri genetice de relief, dar în coloana B unele procese de formare de forme de relief. Scrieți în liniile din față literele din coloana A. Deci avem două tipuri de relief, relief gravitațional și relief fluvial, da? Și în coloana B, alunecările de teren, terase și meandre. Deci alunecările de teren sunt procese gravitațional, terasele și meandrele este un proces fluvial. Un alt tip de item scrie în tabelul de denumirea tipului de relief și forma corespunzătoare de relief în dependență de apartenența lor la un tip de relief. Deci avem alunecări de teren și canion. Alunecările de teren, mai sus am văzut că este relief gravitațional, canionul este un relief fluvial. Și evident că alunecările de teren este gravitațional, da, și canionul. Un alt tip de item avem să identificăm în baza imaginilor, da, forma de relief și tipul de relief. Deci forma de relief în imagine, da, identificat relieful creat de ape meteorice, iar în imaginea 2 relief creat de apa fluviului, da? Și ce avem o ravenă și un canion. Aici același item, da? Deci în coloana A sunt procesele exogene deja, iar în coloana B sunt caracteristicile acestora. Deci procesele în baza cărora se formează, am spus noi, că sunt amunecările de teren, deflația, eroziunea în cazul itemului dat. Și în coloana B avem acțiunea de spulberare de către vânt a materialului, pulberoase și nisipoase fine sunt. Deci este un proces de deflație. Procesul de formare a rigolilor, rogașilor și ravenelor este un proces de eroziune și deplasarea unei mase de roci pe o suprafață înclinată este un proces de alunecare de teren. Un alt item, să scrieți în acest tabel, da, avem să identificăm în baza imaginii formele de relief și procesul de creare acestui tip de relief. Deci ce avem în prima imagine? Avem o ravenă, care este procesul? Proces de eroziune. Mai spunem noi eroziunea de adâncime. În imaginea 2 avem un sfinx, da, și este creat de către vânt, așa, și procesul este eroziune provocată de către vânt, îi spunem coraziune. În imaginea 3 avem o alunecare de teren și este un, se formează în rezultatul unui proces gravitațional. Și aici același item, alte forme de relief, da? Prima imagine avem un canion, așa, care se formează în rezultatul eroziunii fluviale. Această formă de relief se referă la relieful fluvial. În imaginea 2 avem babe, care se formează prin procesul de coraziune. Iar în imaginea 3 avem o dună de nisip, care se formează prin deflație sau poate fi alunecare de acumulare. Scuze. Un alt set de item, avem indicat denumirea, să indicăm tipul de relief care îl avem aici în imagine. Este un relief care se referă la relief fluvial, care este agentul care influențează, sigur că este apa râului. Să explicați procesul, deci sunt văi adânci și înguste, adesea vând versanții în trepte. Și să scrieți, da, ce în casetele din imagine, denumirea elementului corespunzătoare acestui forme de relief. Și aici avem terase și albea majoră. În imaginea 2 avem un relief fluvial, deci agentul este apa râului.
Trebuie să indicăm două procese prin care se formează și evident că este eroziune și transportare, fiindcă râul de-a lungul cursului său erodează anumite fundul bazinul râului, da? Și ce face? Îl transportă. Explică succint noțiunea de canion, sunt văi adânci și înguste, adesea având versanții în trepte. Indicați două exemple de canioane. Dacă răsfăiți un pic atlasul, practic o să găsiți și aceste exemple, dar cunoaștem cel mai mare canion, canionul Colorado din SUA și canionul Țara Rivier din Muntenegru. Avem aici iarăși un model de item, da? Deci să descriem alunecările de teren folosind algoritmul de mai jos. Explicați esența noțiunii. Ce este o alunecare de teren? Deci nu este altceva decât deplasarea unei mase de roci pe o suprafață înclinată, da? Deci de regulă fiind provocată de surplusul de apă. Și evident că există roci cu proprietăți plastice și în special cele argeloase. Următorul punct este să indicăm unul dintre factorii ce formează declanșarea alunecărilor de teren. Deci pătrunderea apei este unul dintre factorii. Am mai spus noi că ține de faptul că relieful este accidentat, eu știu, defrișarea pădurilor, pășunată excesiv, înclinația versanților, poate fi și cu tremurile de pământ se provoace, da? Săpăturile. Enumerați patru măsuri de prevenire a declanșării și de stopare a alunecărilor de teren. Deci nu este altceva decât realizarea unor măsuri de drenare a terenurilor, plantarea arborilor sau înverzirea versanților, deci protejarea stabilității versanților prin diverse lucrări tehnice și aratul de-a lungul pantei. Care este rolul scoarței terestre pentru componentele învelișului geografic? Componentele învelișului geografic știm noi că sunt atmosfera, hidrosomei, spunem și învelișurile geografice, da? Și cum influențează scoarța terestră? Interacționează scoarța terestră cu atmosfera. Deci emană gaze, vapor de apă, particule de solide, da? Și lanțurile montane, de fapt, da, servesc ca barieră în deplasarea maselor de aer, ceea ce cauzează schimbarea condițiilor climatice. Cu hidrosfera, diferențierea hidrosferii în Oceanul Planetar și apele continentale este condiționată de formele planetare de relief, da? Și depinde forma și adâncimea lacurilor, mărimea ghețarilor, montani, direcția și viteza de scurgere a râurilor. Cu biosfera, plantele și animale au ca suport al existenței și mediul de viață pentru scoarța terestră. Și aici avem exemplu de item pentru examenul de bacalaureat. Demonstrați rolul scoarței terestre în învelișul geografic aplicând algoritmul. Explicați în ce condiții influența directă și indirectă a scoarței terestre asupra componentelor învelișului geografic. Modelarea reliefului, scoarței terestre, eroziunea, da, transportarea și acumulare, prin transportare și acumulare, modifică proprietățile rocilor acționând prin acțiuni mecanice și chimice. Un alt exemplu, să demonstrăm rolul scoarței terestre pentru troposferă. Deci influențează circuitul apă în natură, formarea diferitor procese și fenomene ca nori, ceața, fenomenele electrice, da, încălzirea atmosferii, varietatea climii pe pământ. Și un exemplu, rolul scoarței terestre pentru hidrosferă. Apa este un element important pentru viețuitoare, asigură omul cu apă potabilă, apa fiind utilizată în irigarea, navigație, obținerea energiei electrice în diverse ramuri ale industriei. Vă mulțumesc frumos pentru această lecție și vă urez o zi frumoasă în continuare!